Bună dimineața, român de pretutindeni! Astăzi este o zi mai deosebită dintr-un anumit punct de vedere. Am venit din nou în cartierul de unde voi deja ați văzut 2-3 vloguri cu acele băi sau acele descrieri ale lucrărilor pe care eu le-am executat alături de un prieten. Proprietarul casei m-a invitat la cină în această seară, așadar după ce voi termina programul de muncă, mă voi delecta cu o mâncare mai specială, spune el, pentru că la un moment dat chiar a fost bucătar, cred că pe parcursul stagiului militar. Am hotărât ca el să pregătească masa și eu să aduc vinul. Ce problema e să facem? Că tu nu te vezi. Ce mâncare ne faci? Bif teppanyaki. Cum? Bif teppanyaki. Auzi, știi că dacă faci două ochiuri mai nou și faci poftă la unul care se uită pe YouTube, a doua zi te cheamă la MasterChef, te duce? Suntem într-o bucătărie improvizată. Și cred că dacă nu iese bine, ai motive, scuze. Plita e importantă. Aia e improvizată. Hai să vedem unde ne gătește bugătarul. El spune că este o plită improvizată. Dar arată bine. Deci pe lângă ceapă avem ardei roșu și ardei galben. Câte șanse sunt ca să găsim o unghie în mâncare? Nu știu. Tu ai zis că ai fost bucătar? În armată. În armată. Cred că făceai mâncare mai din varză și cartofi. Și următorul ingredient, ciuperci. Ce bine miroase, tu vrei să lucrezi. Am ajuns la momentul în care pregătește carnea. Carne de vită. Arată bine. Oh. Deci ai fiat întâi orezul? Ai cam mulți clienți prin jurul tău. Te înghesuim aici. Deci ai pus orezul. După, l-ai fiert înainte, nu? Exact, l-a fost aici microbă. Și acum îl prăjești și ai pus ouă. Și ai prăjit alea, cum zice, legumele. Așa, sunt legume speciale, am zis. Hai să vă prezint una dintre activitățile pe care le voi efectua astăzi. Mă voi ocupa de instalația electrică. Așadar, lămpile provin din China. Cam așa arată o lampă care vine instalată în tavan. Ea are o cutie unde trebuie să intri cu acel BX. Am să vi-l prezint de îndată. Este o mufă care se conectează la această lampă. Aici se conectează acel BX. Mai puțin să încerc să deschid această cutie. Ok. Se leagă firele de la BX la cele două fire pe care lampa le deține. Funcționează, dacă nu mă înșel, pe 12 volți. Această lumină are un transformator care trece curentul de la 110 la 12 volți. Hai să vă arăt unde vor fi montate aceste lămpi, dar și materialele pe care le voi folosi.
Acesta este BX-ul despre care vă aminteam mai devreme. Hai să vă arăt un capăt de al său. La interior sunt trei fire. Acum acesta nu este desfăcut pentru a vi-l prezenta, dar acestea sunt firele care circulă prin BX-ul respectiv. Ok, am făcut o linie de lumini. Nu cred că este cea mai bună filmare, dar încerc să mă descurc. Aici vor fi montate 5 lămpi de tipul celor pe care vi l-am prezentat și mai există încă o linie aici pe care voi monta de asemenea încă 5 lămpi. Am montat deja în bucătărie BX-ul respectiv pentru câteva lumini. Vor veni destul de multe în acea zonă pentru că aici se va construi sau se va amenaja o bucătărie destul de mare. Iată țeava despre care vă spuneam. Când folosești lumini de tipul acesta, nu ai cum să te duci cu țeavă, dar codul electric te lasă atâta timp cât ai împământare în acest BX. Un domn mă întreba ieri cum se face împământarea, pentru că în Germania, îmi spunea domnia lui sau domnia sa, cum vrei să, că acolo se trage fir verde de la panoul electric până la lumină sau până la priza pe care o instalezi. Aceste țevi sunt conectate între ele în cutiile metalice. Țeava duce până la panou și astfel nu trebuie să mai pui împământare separat, pentru că panoul respectiv este conectat la împământare, dar și contorul de afară are de asemenea împământare. Am să vă prezint și cu altă ocazie cum se face împământarea pe tărâm american, dar deocamdată trebuie să îmi continui activitatea pentru că nu am timp foarte mult de vorbit. Acestea sunt plăcile de gresie pe care noi le instalăm. Le-am împrăștiat aici deoarece unele colțuri sunt mai închise și trebuie să le potrivim în așa fel încât ele să arate destul de bine. Hai să mergem în această zonă unde deja am montat o parte din gresie pentru a vă prezenta procedeul prin care noi instalăm această gresie. Vedeți aceste clipsuri. După ce ai instalat o placă, ele se bagă dedesubt, după care instalezi o altă gresie cu această pană. Imediat cu această pană vei realiza o instalare foarte bună, pentru că pana respectivă se bagă pe acest canal. Bineînțeles că partea cealaltă de clips vine sub următoarea gresie și în momentul în care tu strângi pana respectivă cu un clește special, cele două plăci de gresie se ridică la același nivel, realizând o instalare perfectă. Este foarte important ca sub placă să pui material în așa fel încât toată suprafața gresiei să fie acoperită cu adeziv. Dacă nu, chiar dacă tu ridici placa la același nivel cu cealaltă, riști ca în timp golul de dedesubtul plăcii să influențeze această gresie, apărând tot felul de spărturi, crepături. Vedeți cum arată deja această suprafață pe care am instalat-o. Aceste clipsuri se îndepărtează foarte ușor, fie rupându-le cu mâna,
Vedeți ce simplu este? Sau dacă te afli într-o zi în care ai o lene în organism, pur și simplu cu piciorul. Vedeți ce ușor se îndepărtează? Ele sunt făcute ca să se rupă imediat în clipa în care tu dorești să le îndepărtezi. În câteva minute, practic, sau poate chiar un minut, îndepărtezi aceste clipsuri. Penele de culoare galbenă le refolosești, dar clipsurile respective, după ce se rup, practic sunt gunoaie, deoarece nu mai au acea parte care trebuie băgată sub gresie. Din acest motiv, cumpărăm din când în când noi clipsuri, doar aceste pene galbene le refolosim. Astăzi o să încercăm să terminăm această parte de casă unde deja este instalată izolația, după care, începând cu ziua de mâine, vom continua instalarea izolației pe suprafața parterului acestei case. Cam așa arată o cutie în care sunt aceste clipsuri. Am optat pentru o cutie mai mare, deoarece cu cât cumperi mai multe clipsuri și prețul cutiei scade. Am achiziționat în această dimineață și 300 de pene de culoare galbenă, pentru că suprafața este uriașă și la un moment dat acele pene nu se mai pot refolosi, deoarece din când în când adezivul rămâne pe ele. Așa arată izolația înainte ca ea să fie montată. Se pune partea aceasta pe ciment și culoarea portocalie vine în partea de sus. Practic sunt niște pătrate în care intră adezivul și peste care se așează taila sau gresia. Bună dimineața, într-o nouă zi de lucru. Suntem practic pe ultima sută de metri înaintea Paștelui Catolic. Așadar, este sâmbătă și voi continua acest vlog dedicat construcțiilor. Unii dintre voi mi-ați spus că adorați astfel de postări, pentru că, așa cum afirmam mai devreme, este o importantă sărbătoare în calendarul creștin-catolic, cel ce executa încălzirea în flor, aici unde mă aflu eu, nu a venit, chiar dacă ieri afirma cu surle și trâmbițe că se va prezenta pentru a finaliza lucrarea. Îmi rămâne mie să fac acest lucru. Între timp voi executa și ceva mici intervenții la instalația electrică. Acum am să iau telefonul și am să vă prezint un alt mod prin care puteți să aveți încălzire în flor. Este miezul zilei, cu alte cuvinte, am luat pauză pentru a servi masa. Am pus un rând de izolație și prietenul meu a instalat două rânduri de taile. Merge destul de greu pentru că aceste taile sau aceste bucăți de gresie sunt destul de mari, nici suprafața nu este netedă. Vă amintiți cei ce urmăriți canalul meu că la un moment dat am făcut un vlog în care vă prezentam echipa de mexicani care turna acea șapă de ciment și foloseau niște unelte rudimentare. De atunci mi-am dat seama că lucrurile vor sta destul de dificil în momentul în care vom instala aceste plăci, pentru că suprafața nu este netedă. Dar asta este, cu ajutorul sistemului pe care îl folosim, reușim să aducem aceste bucăți de gresie sau taile la același nivel, chiar dacă pierdem destul de mult timp. Probabil această lucrare va dura mai mult de o lună, pentru că sunt peste 4.000 de square feet. Nu știu cât vin aceștia în metri pătrați, pentru că am pierdut noțiunea măsurătorii de pe tărâm natal. Spre deosebire de această parte care practic este terminată, aici proprietarul a ales să
execute această operațiune într-un mod diferit, pentru că dacă nu se întâmpla astfel, nivelul era prea sus și atunci când continuam cu acele plăci de gresie, trebuia să existe o diferență de nivel. Pentru a avea același nivel, atunci au optat pentru această soluție. Noi ne-am oprit cu gresia acolo și vom continua în toată această porțiune. Cred că cei ce urmăriți canalul meu ați văzut că la un moment dat afirmam că pe întreg acest parter sau first floor, cum se mai spune în engleză, vor veni instalate aceste plăci de gresie. Hai să nu lungim vorba, așadar prietenul meu, un speță, proprietarul, a ales să folosească un material care se numește Durac. Cred că este un fel de ciment presat de mai multe grosimi. Se taie acest ciment la dimensiunea care trebuie și între acele plăci se plimbă un tub prin care va circula apă caldă. Aceste țevi vor fi conectate la un boiler. Bineînțeles, va exista un termostat care atunci când temperatura va scădea, va declanșa boilerul și astfel agentul termic va circula prin aceste tuburi, reîncălzind sau aducând temperatura la cea pe care proprietarul o va seta. Eu trebuie să continui să termin lucrarea pe care, așa cum spuneam, un băiat din Mexic nu a terminat-o. Probabil a chefuit mai mult seara trecută sau fiind Vinerea Mare s-a dus la biserică. În Mexic sunt foarte multe religii, dar în special cea catolică este predominantă. Aici va fi un dormitor uriaș, principalul dormitor din această casă. Vechiul proprietar în această zonă a avut un fel de home cinema, un cinema la domiciliu. Vedeți acea pânză pe care se proiectau filme și proiectorul instalat în tavan. Deasupra mea există un ventilator. Deja proprietarul a decopertat tavanul, a tăiat rigipsul la o anumită înălțime. Probabil vrea să înlocuiască izolația, dar acest lucru mă ajută și pe mine să finalizez instalația electrică. Ce am eu de făcut în afară de a realiza această lucrare din podea? Să dau afară luminile existente, a mai rămas încă una, le deconectez, după care voi anula curentul. Proprietarul a ales să remodeleze acest dormitor și să instaleze în alte locații lumini. Există și aceste speakere sau difuzoare care sunt conectate la un sistem ce atunci când îl pornești se aude muzică în toată casa. Cam atât pentru moment. Aici sunt toate întrerupătoarele. O mulțime de fire va trebui să le verific fiecare în parte pentru a le separa. Aici existau acele tablouri de unde se comanda acest cinematograf în miniatură, dar probabil ele vor fi desfințate. Și ca să nu-i blamăm pe acești domni din Mexic, iată că totuși unii au ales să vină, chiar dacă este Sâmbăta Mare, pentru a da acel glet pe pereții din bucătărie. Ei folosesc niște picioroange cu care se deplasează mai ușor. Nu am să mă apropiu cu camera pentru că probabil nu vor să fie filmați. Noi am acoperit podeaua unde tailele deja sunt instalate și am făcut acest lucru pentru a le proteja. Voi continua vlogul în timp ce voi lucra. Vedeți?
vedeți aceste becuri care sunt răspândite în întreaga lume. Am înțeles că s-a dat o lege începând cu anul acesta sau anul viitor, nu știu exact, ele vor dispărea de pe piață. Deja multe companii au ales să nu le mai producă. Se merge către aceste LED-uri care sunt mult mai bune, în special pentru că consumă mult mai puțin curent. Așadar, cei ce sunteți îndrăgostiți de vechile becuri, ar trebui să vă faceți un stoc, cu toate că nu v-aș recomanda acest lucru, deoarece sunt de proastă calitate. Este opțiunea voastră, eu v-am dat doar o știre. Ia uitați cum se lucrează în USA. Domnii din Mexic, cred că 80% din plaster l-au pus pe jos și 20% pe pereți. Ore cum ar fi să lucrezi așa în Italia? Cred că te agață un macaronar dacă faci așa ceva. Like since I was a kid, and that was like the only time I liked going. Așadar, stimați abonați, urmăritori, a fost un nou vlog din domeniul construcțiilor de pe tărâm american. Astăzi trebuia să continui lucrarea de electrică, dar am decis până la urmă să-i dau o mână de ajutor proprietarului casei, pentru că omul ce trebuia să vină să continue acea lucrare care implica încălzirea în pardoseală a ales să nu presteze din motive necunoscute. Nu este problema mea. V-am prezentat cum se realizează într-un alt mod acel sistem de încălzire. Probabil mulți dintre voi care lucrați în domeniul construcțiilor ați mai văzut o astfel de chestie, dar am decis totuși să prezint și eu modul pe care l-a ales proprietarul casei, unul diferit de zona bucătăriei sau zona livingului. Vreau să mai fac o precizare, am făcut o greșeală când am spus că acele plăci de ciment presat se numesc Durac. De fapt, acesta este numele companiei. Cu alte cuvinte, plăcile respective se numesc Cement Board în engleză și nici de cum Durac. Mai fac și eu astfel de greșeli câteodată, cer scuze pentru acest lucru. Mai devreme ați văzut un coșuleț pe care o domnișoară l-a pregătit pentru proprietarii casei unde am lucrat și eu astăzi, deoarece mâine este Paștele Catolic, să le spun și eu încă de pe acum tuturor celor de rit catolic să se bucure de învierea Domnului. Din punctul meu de vedere, este cea mai importantă sărbătoare religioasă din calendarul creștin. Noi ortodoxi vom sărbători acest eveniment peste o săptămână, weekendul următor. Am decis ca să evadez din zonă, probabil și ziua de luni, alături de pe acum celebrul meu însoțitor, Florin, un băiat extraordinar. Ați văzut că este și carismatic, așa cum îmi mărturisea un abonat care urmărește postările mele. Voi petrece 3 zile într-o locație de unde voi veni cu noi postări, sper eu, interesante. Una peste alta, ați putea să dați un like la acest vlog, dar și la cele ce urmează, pentru că algoritmul YouTube-ului mă ajută ca și alte persoane să ajungă să vizualizeze aceste postări. Abonați-vă la canalul meu dacă cumva n-au făcut-o sau dacă doriți să faceți acest lucru. Să aveți o săptămână liniștită în continuare și până data viitoare, la revedere!